Dragi prieteni, acesta este cireșul din pădure pe care l-am altoit între niște spini. Așa arată, așa mânat. Aceasta evoluția lui. El deja mânat foarte frumos. A aruncat niște mlădițe foarte frumoase. A intrat în vegetație foarte frumos și a mânat foarte frumos. Uitați ce bine arată. Cineva de pe YouTube mi-a scris să arăt evoluția lui, dacă s-a prins și cum a mânat. S-a prins foarte frumos, mână foarte bine. În toamnă o să vin și o să-l scot și o să-l plantez acasă. Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. În primăvară am făcut un vlog despre cum se curăță corect pomii fructiferi și v-am arătat și dumneavoastră cum se curăță. Iar multe persoane la secțiunea comentarii mi-au scris că curăț pomii prea tare, îi curăț un pic cam tare, dar vreau să vă arăt și dumneavoastră de ce eu am stilul acesta de a curăța pomii puțin mai tărișor, pentru că chiar și așa, curățându-i foarte tare și nu lăsând crengile foarte mari, vreau să vă arăt și dumneavoastră cum mi s-au rupt perii sub greutatea fructelor. Efectiv mi s-au rupt crengile cu tot cu proptiale. Uitați, am pus proptiale la peri și efectiv mi s-au rupt sub greutatea fructelor. O să vă arăt și dumneavoastră. Să vedeți și dumneavoastră. Nu știu dacă o să reușesc. Efectiv, uitați și dumneavoastră cât sunt de încărcați. Și chiar dacă au fost tunși foarte scurt, ei mi s-au rupt. Uitați ce păcat, sunt cel puțin 30 de pere pe o crenguță de 1 metru. Cu toate că au fost curățați foarte tare, ei s-au rupt. Uitați și aici. Vedeți? Nu sunt crești mai mari de 1 metru și ele sunt pline de pere. Efectiv s-au rupt. Am și în parte, uitați cum se lasă. Multe le-am legat cu sforă, multe am pus propteale la ele. Dar chiar și așa, sub greutatea proptiarelor, uitați la ei, efectiv, mi se deșdină cât sunt de încărcați. Uitați, chiar și așa mi-e frică cu proptiarele cu tot, că tot o să se rupă când o să fie un vânt puternic. Deci de aceea eu curăț pomii fructiferi puțin mai tare. Multă lume mi-a scris la secțiunea comentarii că am tuns prea tare doar ca să arate bine. Nu, eu nu curăț pomii numai ca să arate bine, eu îi curăț ca să și fructifice, să facă fructe, să mă pot folosi de pom, dar să și arate în același timp bine. De aceea îi tund foarte tare și cu toate acestea să lasă crengile să rup. O să mă duc și la alții să vă arăt și la alții să vedeți cât sunt de încărcați. De pe această creangă am adunat ieri 32 de pere pe care le-am dat la iepuraș. Ieri le-am adunat și le-am dat la iepuraș. O să culeg și de pe celelalte. O să le duc să le dau tot la iepuraș. O să mai pun o pripon aici. Dar cu toate astea sunt sigur că tot o să se mai rupă, pentru că sunt foarte rodiți.